Bună ziua, jurnalistul Oreste Teodorescu este din nou în studioul Puterea Știrilor. Bună ziua, mulțumim că ai acceptat și de această dată invitația noastră. O plăcere ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru invitație. Au loc dezbateri, negocieri intense în perioada aceasta. Ludovic Orban, practic premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, caută susținere pentru guvern. Aflăm azi că Pro-România, da, partidul Victor Ponta, care a și votat de altfel moțiunea, nu votează guvernul Ludovic Orban sau formula propusă de Ludovic Orban. Ce înțelegem din asta? Păi s-ar putea să înțelegem exact același lucru care s-a întâmplat cu vreo săptămână, două în urmă cu USR-ul. Până a trebuit să iasă un senior mai experimentat în politică de pe acolo, partenerul de alianță, domnul Dacian Cioloș de la Plus, care a spus că pentru siguranța individuală și colectivă a României și pentru scoaterea României dintr-un impas și dintr-o criză, până la urmă, de competențe majoră în care a fost introdusă de succesiunea guvernelor Dragnea până la Dăncilă, este musai ca și USR-ul să susțină pe premierul desemnat Orban în alcătuirea noului guvern. Se pare că și la Pro-România se întâmplă același lucru. E un năbădăios, Victor Viorel Ponta, căruia nu poți să-i scoți nici lecțiile lui Adrian Năstase din minte și nici PSD-ul din suflet, dar care se izbește de o părere mult mai cerebrală, mult mai rațională și mult mai eficientă din punct de vedere politic al domnului Mihai Tudose. Vă amintiți că acum câteva zile fostul premier Mihai Tudose, nu? Și el membru Pro-România, a spus foarte clar că mai rău decât guvernul Dăncilă nu se poate și că este un moment astral în istoria noastră în care ar trebui să susținem orice fel de alt guvern care se poate alcătui pentru a pune totuși România pe un făgaș cât de cât normal, ca după alegerile generale sau anticipate când vor avea loc, populația să poată să aleagă și o nouă majoritate parlamentară să asigure un parteneriat președintelui care va fi... Deci te aștepți ca în România părerile să fie împărțite și de asemenea și voturile. Unii să voteze, alții să nu. N-aș fi atât de categoric cu refuzul lui Ponta, cum n-am fost chiar... S-a mai răzgândit. Deloc foarte categoric, nici cu tangoul ăsta bizar pe care l-a făcut Dan Barna după ce a trecut moțiunea de cenzură. Deci dacă s-a putut la USR, ca un punct de vedere mai bine articulat din punct de vedere politic a domnului Cioloș să funcționeze, nu văd de ce n-ar funcționa în tandemul Tudose Ponta și o idee mai constructivă. Ai amintit acum de Dan Barna și de răzgândeala acesta a USR-ului din ultima perioadă. Ce a fost tot jocul ăsta? Votăm guvernul, nu votăm? Sigur, acum, dacă facem o analiză mai detaliată un pic, înțelegem că după guvernul tehnocrat Dacian Cioloș și după ce în urma unei, hai să zicem, unui destul de slab exercițiu de administrație pe care l-a avut guvernul Cioloș, n-au avut timp un an de zile și a revenit foarte bine PSD-ul și a câștigat alegerile din 2016 cu un scor atât de mare încât vedeți cât de greu este astăzi într-o democrație să poți articula o alternativă la arcul guvernamental al puterii. Friptul ăsta cu ciorbă te face să sufli și în iaurt. Și dintr-un punct de vedere amatoricesc, eu înțeleg reținerea domnului Barna de a nu contabiliza probabil orice fel de eroare a unui guvern care este determinat în timp. Într-o perioadă scurtă nu poți să faci mare lucru și cu siguranță te și uzezi cumva la butoane. Numai că e alt context, e altă situație. Situația de astăzi cu Dăncilă 3 e mult mai complicată și mult mai gravă decât a fost situația cu guvernul Ponta de după colectiv. De ce? Păi pentru că ne aflăm într-un joc geopolitic și într-o prefigurare de schimbare fundamentală de paradigmă politică chiar în interiorul Uniunii Europene. Vedem cum partenerul strategic militar al Statelor Unite, Turcia, deraiază de la axa pro-occidentală și își întărește foarte mult alianțele cu China, cu Iranul, cu Federația Rusă. E nevoie de un guvern extrem de eficient și de predictibil pentru a putea să înlocuim cumva, în calitate de al doilea partener foarte important al Statelor Unite, deraierea Turciei și atunci România are nevoie să-și cristalizeze foarte bine probabil mutarea bazelor de la Incirlik, securizarea până la urma perimetrului de gaze lichefiate din Marea Neagră,
o posibilitate care ar da României un elan economic extraordinar de care avem nevoie. Noi de putem care ar trebui să profităm. Și de care ar trebui să profităm. Trebuie cumva să reglementăm un pic și poate să și eliminăm prevederile absolut catastrofale ale ordonanței 114, pentru că sunt foarte mulți investitori strategici care ar putea să hrănească capitalul autohton cu infuzii de câteva miliarde de euro și de dolari, dar care au nevoie de un cadru ca în toată lumea civilizată, adică foarte bine pus la punct. Are legătură această răzgândeală și cu faptul că Dan Barna, iată, a fost subiectul unei anchete Rise Project, din care a ieșit cam tăvălit, aș spune eu, chiar înainte de alegeri. Sigur, în momentul în care dorești cu orice preț ca brandul tău să fie Ioana Darc, să fii virginal, ingenu, ca un inorog în politică, orice fel de umbră se hiperbolizează în atenția opiniei publice și capătă niște nuanțe mult mai dramatice decât probabil este cazul. Sigur că din punctul ăsta de vedere al faptului că dirigezi niște fonduri europene către firma proprii tale surori, în contextul în care noi cu toții suntem disperați de nepotismul și de relaționarea asta foarte ciudată și foarte pe lângă codul penal al mainstream-ului politic, zona de așteptare legată de USR și mai ales de lider era undeva așa foarte sus. În momentul în care Dan Barna a demonstrat că până la urmă natura umană e identic la toți liderii politici și că există totuși o aplecare către un profit care nu trebuie să fie neapărat ilegal, dar cu siguranță are niște nuanțe de imoralitate dacă totuși îi criticăm pe alții și noi facem fix același lucru. Sigur că prezumția de nevinovăție funcționează până la verdictul final al judecătorului. Din punct de vedere al percepției opiniei publice, Dan Barna astăzi se află sub scorul alianței USR Plus, ceea ce schimbă cumva fundamental tabloul celor intrări în cel de-al doilea tur de scrutin. Ceea ce s-a întâmplat în USR și reacțiile din USR au fost unii care au tăcut, unii care au ieșit să-l apere. Slavă Domnului, activul USR e compus din două categorii de aderenți. O categorie intelectuală, rațională, cerebrală, ajunsă la o anumită maturitate și profesională și ca vârstă, leatul ăla între 35 și 45 de ani, care este o categorie foarte bine informată, foarte analitică și care au un simț critic dezvoltat și care știu să facă diferența între promisiune, populism și predicatele pragmatice pe care orice politician trebuie să le pună în practică. Și mai există și o categorie talibanică, o categorie sectară, o categorie foarte înfierbântată și foarte radicalizată, căreia poți să-i fluturi și un tramvai în fața ochilor pentru că nu contează nimic. Este un electorat la fel de dur, dacă vreți, și de lipsit de nuanță și de subtilitate politică, cum era electoratul ăla foarte taliban al Elenei Udrea sau lui Traian Băsescu. De multe ori am senzația că postacii aia teribili din spațiul online care, practic, domne, cu un ton inchizitorial, ardeau pe rug pe oricine nu dorea să se închine zeiței Udrea sau Marelui Zeu să Traian Băsescu, s-a transferat cumva într-un fel sau altul către USR, pentru că atacurile astea atât de furibunde la adresa Rise Project, care totuși este un site care n-a amenajat pe nimeni, a fost analizat președinte Klaus Iohannis acolo, lideri importanți ai PNL-ului și a tuturor partidelor politice. Acum nu putem să aplaudăm un site și să fim de acord că fără jurnalismul de investigație clasa politică ne-ar fi măcinat mult mai tare când țintele sunt rivalii noștri și când se mută ținta pe un candidat, pentru că asta trebuie să înțeleagă chiar și electoratul mai sectar al USR-ului. Dom'le, în momentul în care ți-asumi o funcție publică, practic te asemeni foarte mult cu prostituata de la Amsterdam. Te afli într-o vitrină și dai posibilitatea celui care înainte să-ți plătească serviciu să te panorameze din toate unghiurile. Mai spune Dan Barna că salvarea României din criză nu este mandatul USR. Am văzut această formulare. A fost una dintre cele mai foarte nefericite. Foarte șeruită pe online. A fost una dintre cele mai nefericite exprimări pe care un lider politic le poate face în spațiul public. Asta denotă încă o dată că domnul Dan Barna, pe care nu-l suspectez de rea intenție, nu are deloc
o minte atât de cuprinzătoare și de pătrunzătoare ca să înțeleagă cumva că într-o campanie electorală chiar și pauza de tăcere te poate costa foarte mult. Pare că se sabotează singur. Dom'le, știți cum pare Dambana? Iertați-mă și probabil că o să pe site o să te apară o grămadă de, o armată de postași care o să ne înjure pe amândoi că suntem vânduți, nu știu ce, care oculte, useriste și așa ne-am mai departe. Obișnuit, ne-am obișnuit, știm asta. Mie mi se pare că Dan Barna seamănă foarte mult cu un atlet care înainte de a se da startul unei curse de anduranță, nu știu, unui maraton de 42 de kilometri, își leagă singur și returile între ele și după aceea, împiedicându-se și împleticindu-se, are senzația că este victima unei conspirații mondiale. Până la apariția lui Dan Barna ca principal challenger al președintelui Klaus Iohannis pentru alegerile prezidențiale, zona de comunicare a USR-ului a funcționat foarte bine. În momentul în care s-a cristalizat poziția liderului și cu atât mai mult atacurile pe care Dan Barna absolut gratuit le-a orientat împotriva PNL-ului și a președintelui Klaus Iohannis, s-a întâmplat o nebuloasă chiar și în jurul aderenților și simpatizanților USR, pentru că deși la europarlamentare foarte mulți au votat cu USR-ul pentru că au avut în spate inițiativa foarte bună de fără penal în viața publică și au demonstrat că n-au stat degeaba în Parlament. În momentul în care ne gândim la alegerile prezidențiale, foarte mulți din simpatizanții USR-ului își orientează votul către Klaus Iohannis, sunt foarte mulți care își orientează votul și către paleologul. Și atunci, din punctul meu de vedere, ca, hai să zicem, analist al vieții de zi cu zi, mie mi se pare foarte complicată dorința asta a USR-ului de a avea un candidat propriu la prezidențiale. Eu aș fi așteptat de la un USR care e foarte tânăr în politică, să-și mai îngăduie un 3-4 ani de pregătire în spațiul politic românesc și să propună un candidat propriu al alianței sau al partidului din 2024. Pentru că chiar dacă, hai să presupunem printr-un absurd care să sfideze orice aritmetică electorală, că ar câștiga, domnule, Dan Barna președinția României. Și de după, nu știu, 22 noiembrie, președintele României va fi Dan Barna. Dan Barna, care nu face parte din sistem, habar nu are cât de complexe și cât de absconse sunt măruntaile unui sistem care este ticăloșit, pentru că noi n-am avut după 90 un sistem cu adevărat democratic și un sistem care să ne ducă cu toții în paradigma asta a lumii libere și a economiei de piață. Este un sistem ocult, este un sistem în care s-a făcut un transfer de putere de la Partidul Comunist către urmașii cu toate derivațiile de la FSN, la PSD, PDSR și așa mai departe. Iar președintele Klaus Iohannis, care a avut totuși două mandate de primar, adică făcea parte dintr-o periferie a sistemului central din România, gândiți-vă că i-au trebuit aproape 3 ani de zile ca să înțeleagă despre ce e vorba și ce conduce cu adevărat. Pentru că alminter s-ar fi prăbușit la fel ca Emil Constantinescu la sfârșitul primului mandat, venind să recunoască în fața opiniei publice că a fost învins de un sistem. Faptul că poate unii consideră că s-a pierdut un timp în ăștia 2 ani jumate, 3 ani aproape din primul mandat, dar faptul că președintele Iohannis a înțeles atât de bine despre ce e vorba și călărește cu adevărat acest dragon înspăimântător care este sistemul politic românesc, este un atu incontestabil. Și atunci toți cei care doresc să scăpăm de realul pericol al democrației românești, care este PSD-ul, ar fi trebuit să strângă umăr la umăr și să-i acorde președintelui Iohannis toate șansele de a câștiga din primul tur alegerile. Și atunci PSD-ul s-ar fi prăbușit într-o istorie capsulată timp de 10-15 ani. Pe cine vezi în turul 2 al prezidențialului? La cum se prezintă acum scena politică? Dăncilă a cam ieșit din peisaj, cel puțin cel al executivului. Este interimar, dar deci, mă rog, nu știm până când. Peisaj, despre diaconul nu se spune aproape nimic, iar declarațiile domniei sale parcă ar fi decupate dintr-un scenariu al lui Nae Caranfil. Diaconul pare destul de... Își joacă piesa. Da, pare destul de cabotin în toată partitura asta politică pe care o face, mai ales că de la felul în care se îmbracă și la felul în care comunică, nu e departe de filantropica lui Nae Caranfil. Nu cred că are vreo șansă reală de a ajunge în turul 2. Paleologul vine destul de tare din urmă. Cred că va... Mai fură de la PSD, de la USR. Cred că poate de obține la... un scor interesant Paleologul, în orice caz mai mult decât Partidul Mișcarea Populară, dar nu poate sări de 10, 11, 12%.
Până la urmă rămâne întrebarea dacă intră Dăncilă cu Claus Iohannis sau intră Dan Barna cu Claus Iohannis în turul 2. Sigur, pentru destinul PSD-ului ar fi interesant să fie o confruntare electorală între doi candidați, iar unul dintre ei să n-aibă legătură cu PSD-ul. Asta ar fi într-adevăr o lovitură de substanță în inima PSD-ului. Dar dacă domnul Dan Barna mai comite 3-4 erori de comunicare ca cele pe care le-a făcut până acum, e posibil să-i dânsul să-i netezească intrarea în turul 2, doamnei Dăncilă. Revenind la negocierile pentru noul guvern, Ludovic Orban, are șanse să treacă acest guvern chiar și fără susținerea pro-România? Chiar cu riscul de a putea părea mult mai naiv decât e cazul, eu cred totuși că există în interiorul tuturor formațiunilor politice și niște oameni raționali care, dacă au consimțit să stea umăr la umăr și să treacă o moțiune de cenzură împotriva guvernului, să înțeleagă că dacă nu închidem cercul și nu înlocuim guvernul Dăncilă repede cu un alt executiv, ne bate în joc de propriul electorat. De aceea sunt convins că chiar și unii dintre PSD-iști, chiar și unii de la Pro-România, chiar și unii de la UDMR, chiar și unii care, deși liderilor au pus niște condiții batjocoritoare domnului Ludovic Orban pentru a vota care oricum nu deține majoritate. Care oricum nu deține majoritate și tu nu poți să impui, de exemplu, PNL-ului să facă lucruri pe care nu le poate face și după care să te dai și foarte supărat că uite, domne, nu vor să ne accepte doleanțele. Păi da, da, e ca și cum mi-ar cere mie cineva să conduc o fabrică de avioane. Nu mă pricep la treaba asta și nu m-ar angaja totuși nimeni, că ar fi o catastrofă. Și cred că va trece acest guvern, deși așa la prima vedere lucrurile par destul de aruncate în aer și într-o incertitudine de asta totală, sunt convins că la vot, la votul de investire, în 233-234 de parlamentari ai României ar putea găsi de cuvință că ne aflăm într-un moment în care țara trebuie să fie guvernată. Practic chiar mai lipsi cam 10 voturi. De unde? De la PSD? Vom vedea. De unde ar putea cu să această ocazie vom vedea și noi dacă în interiorul UDMR-ului, PSD-ului, Pro-României, grupului minorităților, altele decât UDMR-ul, există totuși niște oameni care au înțeles că sunt reprezentanții poporului în primul și în primul rând pentru că au fost votați de către popor, după care sigur trebuie să intre în disciplina de partid. Să nu uite totuși niciun parlamentar al României că se află în slujba cetățeanului înainte de a fi un activ al partidului din care face parte. La fel cum este și primul ministru, el nu este primul ministru PSD-ului, așa cum s-a comportat doamna Dăncilă sau toți prim-ministrii PSD-ului, cu mici excepții de până acum, așa cum este și președintele României, că președintele României nu este doar președintele PNL-ului, nu când el a fost ales în primul mandat, era președintele unui partid, așa e cutuma constituțională în România. În momentul în care ești parlamentar al României, trebuie să ai în vedere interesul național înainte de orice fel de altă combinație de partid sau de grup politic. Am văzut că inclusiv Victor Ponta, asta după ce a spus USR-ul, că și-ar dori alegeri anticipate. De ce alegeri anticipate? Pentru că știe foarte bine perfidul domn Ponta că alegerile anticipate sunt aproape imposibil de organizat. Și atunci, ca să deruteze cumva și să aducă un plus de ceață în nebuloasa și așa destul de mare din jurul alcătuirii guvernului Ludovic Orban, a încercat să cloneze partitura lui Dan Barna. Și a încercat cumva să inducă ideea că, domne, noi am vrea să susținem schimbarea guvernului, dar la anticipate, dând un balon de oxigen doamnei Dăncilă și grupului de prostie organizată din jurul domniei sale să rămână la butoane încă 3-4-5 luni de acum înainte, ceea ce ar fi o catastrofă. Vedeți ce a făcut Cuc pe final de mandat, vedeți ce fac toți miniștrii pe final de mandat, vedeți cum vor să dea 100 de lei în plus la salariu ca Ceaușescu acum 30 de ani. Iar ce fac angajări? Să fac angajări în sistem și așa mai departe. Orice zi în plus, guvernul PSD va însemna o gaură imensă la bugetul viitorului guvern. Comisia Europeană a anunțat marți că menține MCV-ul, Mecanismul de Cooperare și Verificare, în cazul României, după ce a constatat, și citez, o involuție față de progresele din anii precedenți. Cum am ajuns aici? Păi e foarte clar. În momentul în care Comisia Europeană, GRECO, instituțiile abilitate din jurul Parlamentului European îți atrag atenția că înființarea secției speciale pentru cercetarea infracțiunilor magistraților, dacă este politizată și este născută într-un laborator al unui partid politic, este ca o excrescență
malignă într-un sistem sănătos de justiție și contravine fundamental principiilor de drept, în momentul în care vezi cum un întreg guvern încearcă pe căi neprincipiale și nelegale multe dintre ele să obtureze șansa fostului procuror șef al DNA, Laura Codruța Kövesi, și să ocupe o funcție foarte importantă în parchetul european. În momentul în care vezi că membrii CSM, arondați grupului infracțional Lia Savonea, Mitică, Voicu și așa mai departe, Vanghelie și toți ceilalți, pun o presiune și reușesc să timoreze actul de justiție, nu ai cum, nu, să ridici mecanismul de control și de verificare deasupra României. Bulgaria, spre deosebire de noi, deși până în 2017 se afla cu mulți pași în urma noastră apropo de reformele în justiție, pentru că a avut șansa să nu fie blestemată de niște grupuri infracționale care să pună mâna pe putere, cum s-a întâmplat cu domnul Dragnea și a coaliției domniei sale, uite că mergând și acceptând și ținând cont de toate prevederile care au stat la baza încheierii acordului pentru acceptarea Bulgariei în Uniunea Europeană și apoi în spațiul Schengen, se află cu 100 de pași înaintea noastră. Noi am rămas ultimii din Europa care vor intra în spațiul Schengen. Este foarte posibil să fim depășiți chiar și de Albania. Chiar am văzut că Bulgaria i s-a oferit o recomandare de a se scoate MCV-ul, practic, în perioada următoare. Da, Bulgaria de ce la bulgari se poate și în România nu se poate? Având în vedere că în Bulgaria se spune că e cam același nivel de corupție ca în România. Pentru că probabil bulgarii n-au avut majoritatea liderilor politici suspecți de a face pușcărie. Disperarea asta a hoților politici din România de a nu răspunde în fața propriilor fapte a fost atât de mare încât i-au fost capabili să dea legea recursului compensatoriu, care a scos aproape 20.000 de infractori periculoși din închisori, și cazul Caracal, crimele la care asistăm, violurile la care asistăm, spațiile din ce în ce mai nesigure din anumite orașe ale României sunt o consecință foarte clară a încercării liderilor partidelor politice, inclusiv, adică exclusiv ale PSD-ului, pentru că restul se afla în opoziție, deci nu exercitau actul de putere, de a nu intra la pușcărie. Și atunci au pârjolit toată infrastructura unui sistem național doar pentru a scăpa de pușcărie. Și uite că nici n-au scăpat de pușcărie, dar eliberând din pușcărie niște infractori periculoși, ne-au îngropat și pe noi. Ce ar trebui să facă guvernul Ludovic Orban? Imediat ce va prelua? Păi, în primul rând, el trebuie să înceapă să corecteze erorile fundamentale ale guvernelor precedente. Ar trebui regândit totală ordonanța 114, care să dea totuși predictibilitatea marilor investiții de care România are nevoie. Trebuie să revenim la democrație și aici cerințele USR-ului sunt foarte acceptabile, revenind la două tururi de scrutin pentru alegerile locale. Nu există nicio țară civilizată altă soluție. Probabil începerea demersului de desființare a secției speciale, chiar dacă domnul Tăriceanu așa joacă această partitură a condiționării susținerii guvernului de menținerea secției speciale, guvernul Orban nu poate să mențină această secție specială pentru că este împotriva tuturor principiilor și recomandărilor Uniunii Europene. Și probabil într-un an de zile sau mai puțin chiar de un an de zile, până când vor avea loc alegerile generale, să înceapă etalon, așa și ca un exemplu, o curățare pe verticală și pe orizontală a unui minister foarte important. Eu mă gândesc la Ministerul de Interne, iar una dintre deciziile acestui guvern ar trebui să fie desecretizarea operațiunilor MEAI din 10 august 2018. Pentru că noi acolo am alertat încă de la început, când am înțeles grozăvia asta, că acolo a fost o tentativă de lovitură de stat administrată de grupul de la Scroviștea condus de Dragnea împotriva instituțiilor statului, președinție, principalele servicii de informații din România. Am văzut ce s-a întâmplat cu generalul Ciucă, nu? Șeful statului Fapte major despre care al nu se mai vorbește. Da, și, pentru că noi ne înfierbântăm repede, dar și uităm la fel. Ne și atunci trece la fel de repede, exact. Riscăm de multe ori să repetăm aceleași erori. De nu mai vorbim că, iată, se fac câți 3 ani, 4 ani de la colectiv? Se fac 5 ani de la 5 colectiv, ani. Aproape. 5 2020 ani se fac 5 ani de la 5 colectiv. 5 ani și nu avem niciun vinovat. Ba, cineva să plătesc pentru... Faptul că asasinii dizidentului Ursu
au fost eliberați printr-o decizie judecătorească. Asta arată foarte clar că sistemul nostru judiciar nu mai există. Nu, și atunci mai acum să se ridice mecanismul de control și de verificare pe justiție, când partenerii noștri europeni constată că însă și ideea de justiție în România a dispărut. Justiția a ieșit, nu mai e oarbă, nu mai ține nicio balanță, ci ca o prostituată cu ciurapul deșirat se vinde celui care dă mai mult. Treabă multă și grea îl așteaptă pe Ludovic Orban. Eu oricum îl felicit pe Ludovic Orban și asta denotă într-adevăr o maturitate politică extraordinară. Să-ți suflești mânecile într-un asemenea moment și să te arunci de unul singur într-o mare foarte învolburată de negocieri cu niște parteneri aproape imposibili, mi se pare chiar de-a dreptul un gest de eroism politic pentru care am toată stima și compasiunea în același timp, pentru că știu că nu este deloc ușor lui Ludovic Orban să stea totuși față către față cu niște indivizi de talia lui Ponta, Hunor și alții. Poate de asta și USR a încercat să se dea la o parte pe cât posibil. Salut faptul că mințile mai raționale din zona domnului Barna, și aici mă refer strict la domnul Cioloș, au intervenit la timp și au lăsat totuși o portiță de discuție serioasă cu PNL-ul, pentru că dacă vom vorbi de o majoritate parlamentară și de un arc guvernamental începând de când o începe, asta nu poate fi făcută decât împreună PNL-USR, PMP și toți ceilalți care sunt împotriva ciumei roșii. Mulțumesc din nou pentru prezența alături de noi și te mai așteptăm cu mare drag la noi. Să rămână! Mulțumesc!